Deci, inegalitatea medică. E vorba de media aritmetică. Să o luăm cu, în general, să o dăm, hai să o dăm în general. Mai din două numere. Mai din două numere? Mai din două numere. Deci A plus B supra 2, mai mare egal decât radical din A ori B, care e mai mare egal decât 2 supra 1 pe A plus 1 pe B. Și care era aia cu la a treia? Deci dacă vrem cu 3... Pentru 3, da, pentru 3 era la 3. E la acea, da. Cu 3, da. Nu, el a zis că dăm mai din două. Bun, dar nu strică în paranteză să o vezi și pe asta când generalizată, să o avem în minte, pentru că ai văzut uneori, dacă se întâmplă să le luăm două câte două, iarăși lucrează inegalitatea, da? Vrei numai pe asta, nu, lăsăm. Nu, sună nici pe aia, să-i dă duveți. Și să zicem generalizată. Deci A1 plus A2 plus puncte, puncte, plus AN, supra AN. Deci AN numere. Neapărat, ăștia să fie pozitivi. Da, am zis cu 3, o facem generalizată pentru... Așa mă gândesc, o dă generalizată, că vă dată și la casă, dar... Dacă tu vrei macul 3, hai să-l zicem macul 3. Op. Sigur nu ne dă cu A1, ne trebuie să ne dă cu 2. Da, deci A1 plus A2 plus A3 pe 3. Mai mare egal decât 3 radical la 3. Nu mai, dacă e 3 aici, nu e bună. Mai mare egal decât radical de ordine 3. Așa. Din A1, A2, A3, care înseamnă mai mare egal. Adică 3 supra 1 pe A plus 1 pe B, a, 1 pe A, 1 plus 1 pe A2, plus 1 pe A, 1 pe A3. Să facem precizarea că aceste numere A, I sunt din el pozitiv, iar plus stăluță. Și mai facem și plus Andreescu. Da. Deci vezi sub inegalitatea. Plus Andreescu, care sună cum? A pătrat supra x, zi-o tu. Nu știu, să știi. A pătrat supra x. Păi, dacă nu știi, nu puteai o recunoaște în x. Exact. Trebuie să o știi. Deci A pătrat supra X plus B pătrat supra Y e mai mare egal decât A plus B la pătrat. A plus B la pătrat totul supra X plus Y. Este foarte interesant cum anume dintr-o sumă de fracții se transformă într-o singură fracție. Inegalitatea asta. Se păstrează sensul cu mediile, deci merită reținut așa. Dacă sunt trei, cum ar veni? Se generalizează chiar, nu? Deci, hai să o schimb generalizată. Cu alte cuvinte, A1 la pătrat supra X1 plus A2 la pătrat supra X2 plus și mai departe cu puncte plus AN la pătrat supra XN mai mare egal. Mai mare egal decât A1 plus A2 plus puncte, puncte plus AN la pătrat, supra x1 plus x2 plus puncte, puncte plus xn. Nu am și demonstrat, am văzut că eu fel de inducție, nu? Bine, să dăm și pe asta lui... Coșii bune acolo scrie față, da? Coșii, da? Coșii. Inegalitatea. Sau că trebuie să știi și pe asta. Lui Coșii, bune acolo scrie. Sunt. Așa. A la a doua plus B la a doua. Deci A la a doua plus la a, doua, la a, doua. A la a doua plus B la a doua. Pe lângă. U pătrat plus B pătrat. U pătrat plus B pătrat. Mai mare egal decât AU plus BB. AU plus BB la pătrat. B totul la pătrat. Mai am făcut-o, am văzut aseară, am și demonstrat-o cu ecuația de gradul 2, delta negativ, de acolo vine toată povestea aceea. Asta când sunt din ordinul 2, cu două numere, de fapt patru perechi de numere. Deci două AB și U și B. Nu? Și atunci apare chestia asta. Bun. Aceste inegalități stau la baza multor altor inegalități. Mai există și Cebușev, în sfârșit acolo sunt Minkowski. Minkowski o să-l faceți voi, probabil, în lecții care urmează. Da, asta l-a dat-o, care ziceți. Alu Minkowski. L-a dat-o. Le-a dat-o... Da, e în carte. Da. E mai mare. Așa. Și al lui Minkowski. Da. Minkowski.
inclusiv, da. Adică dar nu a făcut-o la clase, dar asta e reclamă și zice, nu mă interesează acum. Dar hai să rețin, asta e în amediilor de ții. Nu? Ți-e clar la amediilor. Da, vreau să lucrăm când... Ea prea exerciții. Da, e inegalitățile. Nu vreau și vreau. Trecem cu bine peste. Așa, trecem în luna dacă le și reținem. Noi ne putem duce la inegalități să lucrăm. Dar dacă nu reținem forma... Păi avem un latitus anterior. Că avem un pătrat sus pe un număr, plus un pătrat pe bătă perfect pe alt număr, egal cu A plus B, totul la a doua, asupra X plus Y. Deci, ok. Nu e egal, nu e mare egal. Da. Tot o reții, asta vrea să zic domnul, da. Forma ei. Și acum să lucrăm și exerciții, da? Așa. Bun, dar inegalități. Dar aici l-am făcut ieri doar. Din carte. Mă caut din caiet. Din culegeri, Miru, da? Da, sau dau din caiet. Și tot din care la clasă, ce ați lucrat acolo, să vedem dacă... Media pătratică, nu mi-ai dat media pătratică ieșea pe acolo. La inegalități, la ălea... Și numai media aritmetică are să ducem mai departe, mai mare egal decât... Media mai. Mai media și media pătratică după aceea. Dar hai să vedem... Ne-a dat așa... E din trei numere. O facem din trei? Facem din trei, da. A la doua plus B la doua supra A plus B. Deci A la doua plus B la doua supra A plus B. Plus B la 2 plus C la 2 supra B plus C. Supra B plus C. Plus A la 2 plus C la 2 supra A plus C. Supra A plus C. Mai mare egal ca A plus B plus C. A plus B plus C. Hai să vedem aici ce ne vine în minte. Putem să lucrăm și pe unde recunoaștem, pe cine recunoaștem aici. Deci A pătrat plus B pătrat supra plus B, plus B pătrat plus C pătrat supra B plus C, A pătrat plus C pătrat supra plus C, mai mare decât A plus B plus C. Păi schimb A la 2 supra A plus B, plus B la 2 supra A plus B, plus B la 2 supra B plus C, plus C la 2 supra B plus C și facem titus. Deci distribuim numitorul, nu? Mhm. Ia să vedem dacă ne iese în felul ăsta. Deci vine A pătrat supra A plus B, plus B pătrat supra A plus B, plus B pătrat supra B plus C, plus C pătrat supra B plus C, plus A pătrat supra A plus C, plus C pătrat supra A plus C. Așa. Mai mare egal ca A, de ce vreți? Mai mare egal decât confort. Suma. Că aici... Da, scrie, mai mare egal decât A plus B plus C. De acolo. Nu, lucrăm membrus, trebuie să ajungem acolo. Păi și o scrie tot mai mare egal? Păi, acum acționă cu membru cu... Aha, bun. Deci am plecat din primul membru și dacă ajung la mai mare egal decât A plus C, ca te ești. Mai mare egal decât 2A la 2 plus 2B la 2 plus... Deci din ce știm, 2A plus iată că e important să fi fost dată generalizată. Că acum îți dai seama, numai pentru două fracții, ci pentru 1, 2, 3, 4, 5, 6 fracții. Ea a fost rupte 6 fracții, deci este inegalitatea de mai sus pentru 6 fracții. Hai, discutăm. Deci mai mare egal decât... 2A plus 2B plus 2C... A plus 2B plus 2C totul la pătrat supra A plus 2B plus 2C totul la pătrat supra A plus B plus, să vedem câți avem, 4A plus 4B plus 4C. 4A plus 4B plus 4C. Care înseamnă egal, că nu-mi permit să spun altceva, acum e egal. Egal cu A plus B plus 4 C, pe lângă, poți să scoți un 4 în factor, 2 da, în factor. Da, care simplifică cu 2 și... Să vadă, să vedeți, A plus B plus C, sub, la pătrat, supra A plus B, supra B. 4 pe lângă A plus B
plus C. Și de A plus B plus C la B supra A plus B plus C și de A cu A plus B plus C. Supra A plus B plus C. Vă dați mai mare zanul cât omul? Nu. Deci A plus B plus C, dar ce-ați aplicat? Titus. Fii atent. Deci, mai mult că nu mi-am dat seama că am aplicat Titus. Păi foarte bine că... Hai să spunem aici, mai mare egal decât T. A. Titus Andrescu. Mai mare egal decât Titus. Și atunci vine, ăstea toate adunate. Și sunt sigur, din A ori și cu A, nu, numai baza fără să fie ele. Că uite cum este, A plus B. A plus B. A, ți-a aplicat partea a doua, da? Păi conform, am aplicat conform de azi, da? Mai egal decât A, așa zice, A plus B. Da, totul la a doua, atunci, da? A plus A, 2A, da, B plus B, 2B, C plus C, 2C, corect. Da? Uite, foarte bine că insistă, pentru că așa dar face... Dar poate copiii nu înțeleg, nici eu n-am. Da, de ce insistă? Și este exact inegalitatea. Păi, dar nu mai dai tot din căiet. Păi, faceți și... Dar rezolvat că le gândim acum. Păi, să dăm și din asta, așa. Cum vreau cu medii. Cu medii aritmetică. Bine. Hai să vedem. A plus B totul la 3. A plus B totul la 3. Plus B plus C totul la 3. Plus B plus C totul la 3. Plus C plus A totul la 3. Plus C plus A. Mai mare egal decât 24 A de C. 24 A de C. Avem 3 numere. Da. Deci să scriem și pentru 3 numere. A, dar avem scris acolo. Așa. Deci 3 numere adunate, mai mare egal decât radical de ordinul 3 din produsele lor, nu? Da. Și cum ar veni acolo? Ar veni... Hai să-l luăm de desubt. Parcă ăsta ar fi primul număr, x al doilea, așa al treia, da? X la treia. Deci, dacă ar fi x la treia asta, plus y la treia, plus z la treia, plus z la treia, e mai mare egal decât 3 radical de ordinul 3 din produsul lor, x, y, y și z, da? Da. X la a treia, adică X la a treia, Y la a treia, Z la a treia. Da. Că sunt la a treia fiecare. Și numai bine se simplifică cu indicele. Că eu, dacă X la a treia ori Y la a treia ori Z la a treia, pot să zic X ori Y ori Z, totul la a treia. Da. Și de aici, aduc un X ori și atunci ar rezulta ce? Că X la a treia, plus Y la a treia, plus Z la a treia. Mai mare egal decât 3, x, y, z. Păi cum e asta? Cum vine? Hai să vedem. Deci, era așa scris acolo, dacă vezi. Sigur, radical de ordinul 3, din x la 3, ori y la 3, ori z la 3, da? Uh-huh. Care va fi scris radical de ordinul 3, din... La puternea x, ori y, totul la 3. X, ori y. Și asta e o chestie cu 3 cu 3, nu? Da. Păi, e o chestie pe care o știi și tu, de ordinul 2. Nu e mecanic, minunat. Cât face radical din 2 la 2? Indicele fiind 2 aici, nu-ți mai scrie. 2 cu 10, deci face 2. Cât face radical din 16? 4. Tu spui că face 4, dar în culise este așa. Radical din 2 la 4. 4 cu 2. Și face 2, simplifică 2 ăsta cu... 4 de aici și face la 2 la 2. Așa și aici, având aceeași indice. Bun, și la data aia. Eu am mai spus și o repet. Radical indice 3, indice n din a la n se scrie ca fiind a la puterea n pe n. Și acum la tine din 3 și 3, nu? Uh-huh. 3 pe 3 face 1 și rămâne x, y, z. Și avem x la 3 plus x la 3 plus 0 la 3, am avut la 3 x, y, z. Și dacă le înlocuiești, ar fi cum aș fi? Nu, ne mai trebuie un... Dar x-ul cine a fost? A fost A plus B? A plus B? Da. A plus B ce știi?
A plus B. Hai să fim așa. Deci hai să luăm A plus B, Miruna, totul la a treia, să transcrie la a treia. A plus B la a treia, plus B plus C, totul la a treia. Plus C plus A, totul la a treia. E mai mare egal decât 3, pe lângă X, A plus B. Da? A plus B. Plus B plus C. Plus B plus C. Plus C plus A. Ori, nu plus. E ori. X ori Y ori Z. Orice plus A. Orice plus A. Deci multiplicul C plus A. Așa. Și... Și... mai lucrăm acolo. De... ce facem? De... Nu le desfacem pe dată. Le desfacem acolo, stricăm toate. Deci avem de arătat că 3 lângă AB plus pe lângă BC pe lângă CA e mai egal cu 24 la BC. Da. Deci ajungem. Asta. Așa trebuie să ajungem acolo. Dar dacă mai insistăm aici, poate reușim. Păi ăsta e un adevăr. A plus 2 plus 3, A plus 2 plus C, plus 2 plus C. E în adevăr că conform inegalității mediului. Deci aici e corect aici. Acum, în compas mai avem așa aici. Eu aș lua pe primele două, A plus B cum este. Știu că A plus B... Mai mare egal decât 2? 2 radical din A ori B. De ce? Media aritmetică are un venit cu B de geometrie. A, B plus C mai mare egal decât 2 radical din BC. B plus C mai mare egal decât 2 radical din BC. Și C plus A mai mare egal decât 2 radical din AC. Și atunci iese. Și acum când le mulțim, iese. A plus B pe lângă B plus C lângă C plus A mai mare egal decât 8. 8 ABC, da? Și cum am vedea și un 3 aici în față, 3 ori 8, 24. Deci mulțim totul cu 3. Deci vine mai mare egal decât 8 ori 3, 24, A, B, C. Și terminat aici. Deci, practic, am mai aplicat o dată inegalitatea mediilor de aici încolo. Deci aici a fost conform inegalitatea medii, din medii. Și tot aici inegalitatea tot a mediilor. Aplici odată, îi doar mediul de lucru. Da, s-a întrebat, uneori face combinații cu inegalitatea mediilor, știu eu ce negheștiu. Noi trebuie să înțelegem așa, ai greșițiu și nu spune aplici asta, ca tu să te duci acolo, ci tu trebuie să simți greșițiu, inegalitatea aceea, să simți care din inegalitățile clasice sunt, îți sunt de folos. Nu aș fi dus la A plus B. Deci nu te-ai fi dus la A plus B. Acum, ce m-a făcut determinat pe mine să mă gândesc așa? Trebuie să te iau 8, 2 ori 2 ori 2 ori. Sigur că da. Și e ciclicitate aici. A apare de două ori și face A pătrat. La radical, că ne mulțim acolo, radical ne-a pătrat. B pătrat și C pătrat, deci am simțit... Eu la tezi, de exemplu, când aș scrie inegalitățile astea, nu le-aș scrie ca și formule pe foaie, și după aceea m-aș uita unde să, pe care să o combin cu deci, ce. Deci, în momentul în care ți este dată inegalitatea, nu spune, și spune cu care să vii acolo. Tu trebuie să ai exact ochiul format și să le știi pe ele. Păi asta zic, mi le-a scrie, ca să le știu, inegalitatea mediilor, inegalitatea lui Schwarzlui, titlul, toate mi le-a scrie pe foaie, pe ciornă sau pe foaie. Și de acolo m-aș uita unde să mă duc. Știi? Mai e Da, din astea prin inegalități sunt exerciții, mamă. Sigur. De exemplu, dacă... Nu știu. Da, te rog de undeva. A supra B plus C. Colegii care ne urmăresc, acum dacă nu merge sunetul sau ceva, ne pot suna. Noi acceptăm să ne ajute chiar în clipa în care cel puțin colega de aseară știe acum, poate să vedea în momentul ăsta. Da, știa de săptămâna trecută, când am vorbit cu mamii să vină. Deci A supra B plus C. A supra B plus C. Plus D supra C plus A. C
plus C supra A plus B mai mare egal decât 3 pe 2. Oricare ar fi ABC mai mare ca 0. Deci oricare ar fi A, B, C mai mare ca 0. Asta e simplu. A la 2 supra A pe lângă B plus C plus A la 2 B la 2 pe lângă B plus C plus A. Simplă. Da, hai să facem. Pe care o aplici? Ce aplici? Ea își construiește A pătrat. Nu are A pătrat. Și atunci amplifică fracția asta cu una. Ca să se semene cu asta de aici. Deci, amplificăm asta cu A, asta cu B, și asta cu C. Și atunci, în egalitatea de membru stâng, da? MS. Hai zic, membru stâng are inegalități. De aici plecăm și vedem să ajungi la membru dreapta. A pătrat. A pătrat supra A pe lângă B plus C. B pătrat supra B pe lângă C plus A. B pe C plus A. Plus C pătrat supra C pe lângă A plus B. Pe lângă? C pe lângă C pe lângă A plus B, da. Mai mare egal ca A plus B. Mai mare egal și aici și spune DA, compozitiv plus. A plus B plus C totul la A doua. Totul la A. Ne uităm din clipa în care m-am orientat. Da, de acord, dar vreau să insist pe asta. Din clipa în care am construit așa, sigur cu gândul ăsta ca să o știu. Ca să o aplic pe titlul ăsta. Dar dacă nu știu, nu vine în minte să aplic. Corect. Da? Deci vine A plus B plus C la pătrat, totul supra AB. Hai să și mulțim. AB plus AC. AC plus BC plus CA. CA. Plus CA plus CB. CA. Plus C, B, da? 2, deci 4. Nu, BC plus BA. Da. BC plus BA, ai scris CA în loc de asta. Deci avem A, B, A plus AC. Plus AC A plus. Plus BC plus BA. BC plus BA, BA, da, aici. Plus CA plus AB. Plus CA plus CB. CA plus CB. Așa. Și mai, o calculăm, e A plus B plus C plus AB. Deci am face egal mai departe cu A. Plus B plus C a pătrat supra 2. 2 AC plus 2, 2 pe lângă, 2 pe lângă. AB plus AC plus CB. Și aici am ajuns, nu? În momentul de față. Ei, asta ar trebui să fie mai mare egal cu semn de întrebare. Decât ce avem neapărat? Decât 3 pe 2. Mai mare egal decât 3 pe 2. Și acum, semnul de întrebare ar putea lua deoparte. Acum, dezaltăm că 2 pe lângă A plus B plus C la 2 e mai mare egal decât 3. Deci, echivalent, problema noastră înseamnă acum mutată în inegalitatea asta. 2 pe lângă A pătrat plus B pătrat plus C pătrat. Și zic la punem plus 2AB. Plus 2AB. Plus 2BC. Plus 2AC. Mai mare egal decât 6AB. Mai mare egal decât 6 pe lângă AB plus AC plus BC. 6 cu 2 și 2. Ce zice ar fi echivalent? Cu a spune printr-un 2 simplificat. Și vine A pătrat. A pătrat plus B pătrat plus C pătrat. Minus AB minus BC minus AC. Zicem și pe aia ceva. Da, tu ai 3 acolo. 2 și 3 acolo. Și de ce partea aia? Mai mare decât asta. Da. Decât 1 de astea. Hai să spunem așa de la 3 de astea pe 2 de astea. Da? Deci, decât AB. AB plus AC plus BC. Și ce? Asta e adevărat. Amplificăm cu 2 și avem A la 2 AB plus minus 2 AB. A minus B totul la pătrat din cauza că nu mai construit aici. Bun. Da? Deci asta este adevărat. Și dacă asta e adevărat care e la semn de întrebare, înseamnă că îl ștergem în semnul de întrebare și e echivalent de echivalent, deci totul este demontat. Adevărat și asta de aici. Mai avem fracții periodice și module de lucrat mâine și mai lucrăm puțin din asta dacă mai avem timp. Și cam am terminat pentru că... Da. La modul, ecuații cu modul, nu vrei să lucrăm în seara asta? Nu vrei. Am învățat. Adică, ești tot timpul cu gândul la ce mai e de făcut. Asta e. Asta e mare problemă. Și aici, sigur că
sunt o serie de inegalități care se pot. De ce merită, i-aș merită înțeles că trebuie să le știi pe ce uite ca să nu citesc-o, trebuie să le știi ca în exerciții să le poți aplica. Ca și formulă, cum am zis. Ca formulă, da. Și după aceea, mai unul trebuie să văd că v-am mai dat-o și pe a lui. Dar la asta, nu, Gens. Dacă zis că nu e de din astea la tenis, nu, nu văd. Și dacă văd, a, nu văd dat-o. Dar pe al ăla cu mâna, văd dat-o. Nikolski? Da. E în carte, deci n-am crezut că sunt carte. Sunt, sunt în carte. Da. Bun, să facem sinteză, profesor. Sinteza, ok. Inegalități, titus și medis. Inegalități. Și am lucrat aparține de știu, da. Dacă clasice, surse pentru alte inegalități, da? Valoarea absolută n-am lucrat. Alte inegalități. Aici aș mai am arătat că radical din 2, radical din 3, aparțindu-i iar minus Q. Q, da. Da. Sunt numere iraționale, adică minte. Și cam asta am avut. N-am făcut alte lucruri. Deci cam asta sunt probleme care nu trebuie de revist. Așadar, să-i spunem prietenilor noștri, cei care nu urmăi să o facă în continuare, să spunem și la alți prieteni și dușmani, cum ai spus tu, că merită toți să știi. Nu mai capi discuții că trebuie să facem un serviciu, nu? Sigur. Important este să ajungem de mai multe lucruri. Sigur, și pe matematică. La revedere! La revedere.